Salutare, prieteni! Ați observat că organismul nostru câteodată se comportă destul de straniu. S-ar părea că toate strănuturile, căscatul sau sughițatul sunt lucruri ce nu ar aduce vreun folos. De fapt, anume aceste procese zilnic ne salvează viața, fiind ca o barieră de protecție pentru diverse pericole. După cum ați înțeles, astăzi vom vorbi despre 10 lucruri pe care le face corpul nostru pentru a se proteja. De aceea, așezați-vă comod, dați un like și să începem! Căscatul este într-atât de molipsitor încât e de ajuns ca cineva doar să caște gura sau să pronunțe acest cuvânt, cum imediat începe a duce mâna la gură. Să nu credeți cumva că căscatul se transmite prin aer la fel ca și microbii. Organismul nostru lansează acest mecanism de protecție. Spre exemplu, când noi lucrăm activ, puțin dormim, avem stres sau suntem prea încordați. Cu ajutorul căscatului, noi primim de două ori mai mult oxigen și creierul nostru începe să lucreze mai bine. Iar dacă niciodată nu ați căscat în timpul episodului nostru, vă asigurăm că aveți o super putere. Spre exemplu, eu am căscat de vreo 5 ori. Hei prietene, vrei să fii la curent cu cele mai noi știri din domeniul tehnologiilor mobile? Dacă da, atunci intră pe canalul Smart News. Ești pasionat de jocuri și aplicații? Intră pe canalul Smart News. Dorești să-ți cumperi un telefon mobil și nu știi ce model să alegi? De asemenea, intră pe canalul Smart News. Linkul este pe ecran și în descriere. Horripilația, sau cum îi mai spunem noi, piele de găină. Cele mai deseori simțim acest proces când ne este frig sau frică de ceva, câteodată și de la emoții, spre exemplu când priviți un film cu final tragic sau ascultați piesa preferată. Dar principala funcție a așa numite piele de găină este de a menține cantitatea de căldură care se elimină prin piele. De aceea, organismului îi este mai ușor să se încălzească în condiții climatice mai reci. Sughițatul. Dacă căscatul este un proces de lungă durată, atunci de sughițat nu ai putea scăpa chiar așa repede. Deseori ne prinde în cele mai neașteptate momente și ai face orice ca să-l oprești. Încerci să nu mai respiri, beai apă, citești vrăci fermecate, te pui în genunchi, sar pe un picior și așa mai departe. Voi v-ați întrebat vreodată, de ce totuși oamenii sughiță? Asta se întâmplă când un om înghite repede bucăți mari de produse alimentare sau consumă prea multe. În rezultat are loc iritarea nervului vag care este legat de stomac și diafragmă foarte intens. Dacă totuși ați fost prinși de acest proces în flagrant, nu vă speriați, mâncați un pic mai atent. Lacrimile. Cred că fiecăruia de noi cândva i s-a spus, plânge și îți va fi mai ușor. Chiar dacă asta pare straniu, într-adevăr funcționează. Creierul ne permite să eliminăm emoțiile negative. Spre exemplu, când ne tăiem la deget, dacă plângem, creierul se detașează de la durerea produsă și ne simțim un pic mai ușor. Mulți cercetători consideră că în situații de stres mai grave decât o tăietură, lacrimile la fel ne ajută. Concluzia, să nu vă fie rușine să plângeți, iar pe oamenii care vă iau în derâdere îi puteți trimite cât mai departe. Crampele mioclonice. Vă este cunoscut sentimentul când stați într-un pat călduț, ci nu pe un munte abrupt cum ați crezut, deja încercați să adormiți și anume în această secundă corpul se simte de parcă este electrocutat. Mușchii se contractă într-atât de tare încât aveți senzația că vă aruncă în sus. Acest fenomen neplăcut este numit crampă musculară și cum deja v-ați dat seama, la fel ne protejează organismul într-o modalitate diferită. Când adormiți, începe să respirați tot mai greu, pulsul devine mai încet, iar toți mușchii se relaxează. Câteodată creierul primește această stare ca una înainte de moarte și din această cauză transmite un impuls pentru a-și salva stăpânul. Dar ce să facem? Câteodată și un organ inteligent cum este creierul poate greși. Formarea ridurilor pielii în apă. Vă este cunoscut sentimentul când după o baie îndelungată, degetele de la mâini și picioare devin pline de riduri ca ale bunicii dumneavoastră. Să nu vă speriați, voi nu îmbătrâniți și nici nu vă apropiați de vârsta înaintată. Este doar o reacție de apărare a organismului. În momentul când apar aceste riduri are loc fluxul de sânge. Vasele sanguine se micșorează și în zona degetelor are loc micșorarea corpului. Oamenii de știință afirmă că această abilitate deosebită a încăpătat-o datorită evoluției și cu ajutorul ei ne este mai ușor să ținem lucrurile ce alunecă. Mai țineți minte când ultima oară ați roșit? Deseori asta se întâmplă când omul are emoții puternice, spre exemplu de rușine sau de o bucurie imensă, așa de mare încât să fie wow. Vasele sanguine se măresc, sângele vine spre față, iar omul seamănă cu o roșie. Apropo, nu toți se rușinează de îmbujorare, pentru ei aceasta înseamnă să fie luptători și mereu deschiși pentru ceva nou.
Ștergerea memoriei. Memoria omului este un sistem destul de complicat, care nu doar fixează momentele, dar și câteodată le șterge, ceea ce nu este deloc rău, după cum ați putea crede. Spre exemplu, dacă se întâmplă ceva trist sau înspăimântător, creierul poate elimina treptat aceste imagini, iar în locul lor să le lase doar pe cele plăcute, spre exemplu motănei pufoși sau filmul preferat. Datorită acestui fapt, noi putem păstra sănătatea mentală și echilibrul emoțional. Prieteni, cam atât și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii experiențele voastre. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți primii care văd episoadele noastre și rupeți butonașul de like. Cu voi a fost Lime Channel!